Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii. Sunt Remus Gușă și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Stimații mei telespectatori, îmi cer scuze pentru faptul că sunt protejat de ochelari, am avut o problemă oculară, dar datorită faptului că avem foarte mulți copii prezenți în emisiune, nu am putut să nu țin emisiunea din această seară. Încă o dată îmi cer scuze pentru faptul că am ochelari la ochi în cadrul emisiunii. Vom discuta despre educația religioasă. În acest context am deosebită plăcere să vă prezint invitații din această seară. Vom începe cu doamna profesor de religie, Lupeanu Liliana. Bine ați venit, doamna profesor, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă. Mulțumesc, bine v-am găsit și vă mulțumesc pe această cale. Plăcerea a fost de partea noastră. De asemenea, revine în cadrul emisiunii Educația Juvenilă părintele Constantin Cristian. Bine ați revenit, părinte. Bine v-am regăsit și Doamne ajută. Doamne ajută, părinte. Distinși mei invitați, așa cum v-am obișnuit, de fapt distinși mei telespectatori, încă sunt emoția faptului că nu mă simt bine cu ochelarii. O să începem emisiunea cu doi frumoși elevi pe care îi rog frumos să se prezinte. Începem cu Mario. Te rog frumos, Mario. De la ce școală vii? Cum te numești în primul rând? Eu mă numesc Ivo Mario, am 11 ani și vin de la școala gimnazială numărul 1 Putinei. Da, pe cine ai diriginte? Pe doamna dirigintă Lupeanu Liliana. Da, prezentă în emisiune. Da. Da, te rog frumos și pe tine, spune-ne cum te numești. Pe mine mă numesc Radu Gabriel. Da, de la ce școală vii tu, Gabriel? Eu vin de la școala gimnazială numărul 1 Putinei. Da, și pe cine ai diriginte? Am profesor. Da, pe cine? Învățător, pe doamna Drăghici Marian. Da, bine, te rog frumos... Gabriel, am înțeles că tu vei începe, vei debuta în emisiune. Te rog frumos, cu ce melodie? Prima melodie o să cânte Șugorițele din sat. Te rog frumos.
Foarte frumos, foarte frumos, Gabriel, ne-ai încântat pur și simplu. Vă rog frumos să treceți în fața orgiei și să ne spuneți ce ne veți interpreta împreună. Noi vă vom interpreta pentru tine, Doamne. Vă rog. Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc. Pentru tine, ploaia, picură și cântă. Și-n grădină cerne bucurie sfântă. Și-n grădină cerne bucurie sfântă. Lângă tine, Doamne, cei sărați se strâng. Ție-ți cer iertare ochii care plâng. Ție-ți cer iertare ochii care plâng. Foarte frumos. Mario, te rog frumos acum să treci la orgă și să ne interpretezi melodia ta. Eu am să interpretez Foaie verde, foi de luci. Te rog. Thank you.
Foarte frumos. Ați fost minunați, Mario și Gabriel. Sunteți doi flăcăi destoinici. Vă mulțumim mult de tot pentru momentele frumoase pe care le-ați creat. Doamna profesor Lupeanu, fiind pentru prima dată la noi în emisiune, vă rog frumos să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Vă rog. Eu îmi cer, în primul rând, iertare pentru emoțiile care le am. Sunt inerente, da, fiind pentru prima dată. Pentru prima oară într-un platou de televiziune. Ce să vă spun, prima mea tinerețe, să zic așa, am absolvit o facultate tehnică, am profesat o perioadă ca inginer auto, însă nu mă regăseam în această meserie. Da, și bunul Dumnezeu mi-a îngăduit ca să pot să frecventez cursurile facultății de teologie, unde aici mă regăsesc, îmi plac copiii și pe această cale unde noastră m-ați invitat vreau să-i promovez. Profesez, deci actualmente profesez la școala gimnazială numărul 1 Putineiu și am venit la dumneavoastră în platou cu acești copii minunați să le descoperim talentele și să-i promovăm în același timp. Consider că prin ei noi ne regăsim și rodul muncii noastre prin ei se vede. Absolut, da. Absolut. Da. Preacucernice Părinte Cristian, rugăciunea, iubirea și iertarea sunt instrumentele cele mai puternice și cele mai la îndemână pentru curățirea la nivel emoțional și mental, adică a sufletului și a spiritului, cu efecte imediate asupra trupului fizic. Ele nu pot fi disociate, deoarece nu pot exista una fără cealaltă. Aș dori să vorbim despre fiecare în parte, știindu-se faptul că rugăciunea nu este cerșirea sănătății de la Dumnezeu. Ea înseamnă năzuința noastră către Dumnezeu și unirea cu El. Iubirea, despre iubire, Apostolul Ioan a spus: Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Iubirea este darul cel mai scump de la Dumnezeu, singurul dătător de viață. Iertarea este în esență un atribut dumnezeesc. Vă rog frumos, Părinte, să discutăm puțin despre iubire, rugăciune, iertare. Începeți cu ce credeți dumneavoastră de cuvință. Vă rog. Toate trei sunt foarte importante pentru viața omului. Exact cum spuneam. Sigur, și necesare în același timp. Absolut necesare. Pentru că rugăciunea este convorbirea omului cu Dumnezeu. Este modul prin care noi ne apropiem de Dumnezeu și ne întărim în credință. Și chiar este o poruncă a Mântuitorului pe care o întâlnim la Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 7, versetul 7, unde ne se spune foarte clar și foarte frumos: cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Deci iată că însuși Mântuitorul ne îndeamnă, nu numai într-un singur rând, ci în multe locuri în Sfântele Evanghelie aflăm faptul că ne îndeamnă la rugăciune. Să nu uităm că El este modelul desăvârșit pentru toate cele trei. Ne lasă rugăciunea domnească, Tatăl nostru, care este sublimă și cea mai importantă și cunoscută și în care întâlnim și cererile și mulțumirea pe care trebuie să o aducem lui Dumnezeu, dar și lauda, slava pe care trebuie să o arătăm. Este absolut necesar să ne rugăm, pentru că în felul acesta ne hrănim sufletele. Și așa cum trupul are nevoie de haine curate, de hrană, în primul rând de hrană, da, pentru că trupul își cere să fie hrănit, își cere drepturile sale, la fel și sufletul. Avem nevoie să-l hrănim și, în primul rând, și la îndemână ne este să ne rugăm. Și foarte important, dacă vorbim despre rugăciune, este să nu uităm să ne facem semnul Sfintei Cruci cât mai des, în timpul unei zile, atunci când deschidem ochii, dimineața, când punem capul pe pernă, seara, când ne ridicăm măcar de la masă, dacă nu și când ne așezăm, să-i mulțumim Dumnezeu pentru hrana pe care ne-a dat-o, pentru ce avem în față, să ne hrănim trupurile. Și cu siguranță, în felul acesta,
ne vom întări în credință. Și nu trebuie uitat că peste puțină vreme, o să înceapă și Sfântul și Marele Post. Duminică se lasă sec de carne și rugăciunea trebuie împletită cu postul. Este necesar să ne pregătim postul și să ne rugăm mai mult decât în celelalte zile ale vieții. Cineva a spus că rugăciunea este dialogul nostru cu Dumnezeu. Și așa este. Cea mai mare părere de rău, părinte, este faptul că tinerii noștri nu se mai roagă. Rugăciunea de multe feluri. Da. Eu le-am spus și tinerilor. Și când ne gândim la Dumnezeu, tot rugăciunea rostim. Chiar dacă este meditativă. Este o rugăciune. Ne gândim la Creator. Cerem ajutorul. Ne gândim că avem nevoie. Că ne dorim să fie alături de noi și este o mare realizare pentru tineret. Absolut. Despre iertare ce puteți spune? Iertarea este la fel necesară, pentru că însuși Mântuitorul ne spune foarte clar să iertați de 70 de ori câte 7, adică la nesfârșit. Pentru că iertând ne asemănăm cu Dumnezeu. Și foarte frumos se spune la fel în Sfânta Scriptură și în Sfintele Evanghelii că Dumnezeu ne iartă și ne iubește. Și își arată această iertare și îngăduință. Pentru că și îngăduința aceasta e tot o iertare, pentru că toți suntem păcătoși prin faptul că, iată, trimite ploaia peste cei buni și peste cei răi. Și la fel și soarele și toate cele necesare vieții. Iată că El este îngăduitor și iertător față de noi și noi trebuie să ne asemănăm cu El prin faptul că trebuie să iertăm. Dacă vreți, este un mijloc de a ne apropia mântuirea. Dacă ceilalți ne greșesc, noi trebuie să arătăm că suntem creștini adevărați și să fim mai buni. Să iertăm și felul acesta, să-i câștigăm. Aceștia, în timp, își pot da seama de greșelile pe care le-au făcut. Să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că avem rugăciuni, cam prin bunătatea sa să-i facă buni pe aceștia. Și în felul acesta, ei vom câștiga în împărăția lui Dumnezeu. Da, părinte, iar spun spre părerea mea de rău, este faptul că am uitat să mai iertăm. Nu știm să mai iertăm în zilele noastre. Este un mare adevăr. Da. Dar dacă vom frecventa Sfintele Biserici, vom auzi mai des aceste lucruri. Dacă privim în jurul nostru, vom vedea oamenii simpli că sunt mult mai fericiți și cei care iartă sunt liniștiți și împăcați cu ei înșiși și cu Dumnezeu. Sigur, părinte. La fel și iubirea este... Vă rog frumos. Esențial. Da. Pentru da. Viața noastră. Da. Pentru că este dătătoare de viață. Izvorăște din Dumnezeu. Și foarte frumos ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în 1-a epistola sa, capitolul 4, versetul 8, cel ce nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Iar Mântuitorul ne spune foarte clar și concis că trebuie să iubim pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul nostru și din tot cugetul nostru, din toată inima noastră, iar pe aproapele ca pe noi înșine. Deci vedeți că sunt niște datorii toate aceste lucruri pe care trebuie să le împlinim. Chiar poruncă de la Mântuitorul. Sigur. Da. Că da. Trebuie să le împlinim și de care trebuie să ținem seama în viața noastră. De este zi. Totul. Sigur. Cea mai importantă esențial. Poruncă. Sigur da. Că da. Reperele vieții noastre. Da, da. O să revenim asupra acestei sigur, discuții, cu multă plăcere. Părinte. Sigur că da. Doamna profesor Lupeanu, aveți un costum național, tradițional, foarte frumos. Vă rog frumos să ne spuneți câte ceva despre el. Mulțumesc, mi-este foarte drag acest costum național. Datează de peste 60 de ani. Proveniența este din câmpul Mușcel, deci din zona Argeșului, de la bunica soțului meu. Ce să vă spun, aș îndemna și copiii să le fie drag costumul național și să meargă cu el la Sfânta Liturghie și să nu-l abandonăm. Face poate din identitatea noastră de neam. Absolut. Sigur că da. Din tradiție. Din tradiția noastră. Sigur. Din păcate, puțini oameni, în general în mediul rural, mai își scot straele portul acesta al nostru frumos național și mai merg la Sfânta Liturghie. În mediul urban s-a cam foarte uitat. Puțin. Foarte puțin. Poate da? Doar la sărbări. La sărbări, exact. Ocazii mai speciale. Ocazii mai speciale da, și da. Muzica populară care da, mai e. Da, da, da. Deci mi-este foarte drag și îndemn și
pe copiii noștri ca să îl poarte. Da. Părinte, se știe faptul că frica nu este plăcută lui Dumnezeu. Ea ne arată puținătatea credinței noastre în Hristos. În predica dinaintea patimilor, Hristos spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea. În Apocalipsă apare la sfârșit un verset în care Hristos spune că lașii nu vor ajunge în împărăție. Părinte, de ce nu este Domnului bineplăcută frica? În primul rând, creștinului nu este normal. Nu este normal această stare de frică, pentru că el, din momentul în care s-a botezat, trăiește în Hristos. Și fiind fiul al lui Hristos și al lui Dumnezeu, el nu are de ce să se teamă în vreun fel. Este, cum se spune foarte frumos într-una din cântările Sfântului, tainii Sfântului Botez, în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat. Deci iată că ni se iartă păcatul strămoșesc prin Sfântul Botez, prin Sfânta Taină a Mirungerii, iată primim darurile Duhului Sfânt, care ne ajută și ne păzesc în timpul vieții noastre. Iar frica este o consecință a păcatului. Și a necredinței. Și a necredinței în același timp. Trebuie să avem credință în Dumnezeu, să avem nădejde în Dumnezeu. Să nu uităm că primii care s-au temut au fost protopărinții noștri, Adam și Eva. După ce au păcătuit, au căzut în păcatul strămoșesc. Au plecat de la faza lui Dumnezeu și s-au ascuns în prima fază. Iar când a fost strigat primul protopărinte nostru, primul bărbat, Adam, avem și în iconografie și în tradiție, și-a acoperit goliciunea trupului cu frunze de smochin, care știm cu toții că sunt perforate. Da. Deci iată că s-a rușinat, dar pentru puțin lucru. Se temea, dar nu pentru ceva important. A căzut din dragostea lui Dumnezeu. Și din acest motiv s-a temut. Și noi, în momentul în care ne temem, înseamnă că am săvârșit ceva care nu este plăcut lui Dumnezeu și nu suntem în rânduiala lui. Și de aceea ajungem să ne fie frică. De obicei, frica este asociată minciunii, să nu se afle adevărul, sau altor lucruri necuvincioase. Sigur. Atunci când suntem împăcați cu noi, cu cei din jur, cu Dumnezeu, nu avem de ce să ne fie frică, pentru că suntem în rânduiala lui, suntem curați. Sigur. Și ne străduim să fim așa. Și în felul acesta vom avea mulțumire și vom fi împăcați. Da. Părinte, ați vorbit foarte frumos despre frică. Se știe că la fel de puțin este plăcută Domnului și prea multă supărare, prea multă mâhnire. Da. Mâhnirea duce la deznădejde, care este un mare păcat. Întotdeauna trebuie să nu uităm că cele trei virtuți de bază ale creștinismului sunt credința, nădejdea și dragostea. Deci întotdeauna trebuie să avem nădejdea în Dumnezeu, indiferent de momentul greu în care ne putem afla, de situația grea în care ne găsim, nădejdea lui Dumnezeu trebuie să existe. Să ne punem întotdeauna nădejdea în Dumnezeu, să-L chemăm în viața noastră și să ne asumăm crucea pe care am primit-o și pe care trebuie să ne purtăm tot timpul vieții noastre. Deci iată că nu avem de ce să ne mâhnim peste măsură, pentru că atunci înseamnă că nu avem credință. Exact ca și frica. Să nu-i fie frică. Suntem lipsiți de credință. Sigur, și sigur. Atunci intervine și frica, care este și frica, dar și iată și mâhnirea. Că mâhnirea prea multă sau prea mare, iată că este o armă a vrăjmașului prin care vine și încearcă să-și facă loc în viața noastră. Deci să le primim așa cum ne dă Dumnezeu toate, pentru că El știe mai bine și ce avem nevoie și ce nu ne trebuie. Să privim la păsările câmpului și la crinii câmpului, cărora Dumnezeu le poartă de grijă, și noi cu siguranță suntem mai presuți decât acestea, fiind coroana creației lui Dumnezeu. Și în felul acesta vom fi împăcați și nu vom fi stăpâniți nici de frică și nici de mâhnire. Mi-a plăcut foarte mult, părinte, întâmplarea în care Hristos l-a chemat pe Petru la el. Da.
Și la jumătatea drumului, când era, mergea pe apă, s-a înduit. Când era și furtună, exact. Era înfricoșătoare atmosfera. Da. Și datorită îndoielii, iată că a început să se scufunde. Da. Deci aici a devenit și frica, dar și puțină credință. Sunt prea puțin credincios, este înduit. Vedeți că necredința de multe ori a pus probleme apostolilor, ucenicilor și apostolilor de mai târziu. Nu reușeau să săvârșească același minuni ca și Mântuitorul pentru credința prea puțină pe care o aveau. Da, da. Vă rog frumos, dragii mei, să îndrăzniți. Da. Alexandra, Teodora și Andreea, vă rog frumos, mergeți și voi. Haideți, haideți. Așezați-vă, aveți curaj. Tocmai am vorbit cu părintele despre îndrăznire, despre curaj. Haideți, haideți. Sunteți frumoși, sunteți deosebiți. Da, bine ați venit, dragii mei, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă. Este vorba de Daniel, Alexandra, Teodora și Andreea. Vă rog frumos, pe scurt, să-mi spuneți cum vă numiți, numele vostru complet, de la ce școală veniți. Haide. Crevedeanu Daniel Alin. Da. De la ce școală vii, Alin? Vin de la școala gimnazială Putineiul numărul 1. Da, foarte bine. Și am venit sub îndrumarea doamnei dirigente Lupeanu Iuliana. Care este lângă tine. Da. Da? Te rog frumos, frumosul. Eu mă numesc Șuica Teodora Daniela, sunt elevă la clasa gimnazială numărul 2 Stădești și am venit cu doamna profesoară Lupeanu Iuliana. Foarte frumos. Flăcău? Eu mă numesc Costea Alexandru Ioan. Da. Sunt de la școala gimnazială numărul 1 Stănești. Și am venit cu doamna profesoară Lupeanu Iuliana. Da. Eu mă numesc Budura Andreea Patricia, sunt elevă în clasa 3-a. Vin de la școala gimnazială numărul 1 Stănești și am venit aici cu doamna profesoară Lupeanu Iuliana. Da, da, dragii mei, sunteți foarte frumoși și începem cu Daniel, am înțeles. Ce ne interpretezi, Daniel? O poezie. Ah, o poezie, te rog frumos. Cum se numește? La umbra crucii tale. Da, nu aveai emoții, te rog frumos, da? Da. Hai, te rog. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să viu, să-mi plâng mereu trecutul și ție să mă închin. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să fiu, să plâng, să cânt cu jale, din moarte să înviu. La umbra crucii tale, eu vreau să îngenunchez, căci numai tu, Stăpâne, din rău mă liberezi. La umbra crucii tale, e pace și odihnă, nădejdea, mângâierea, dreptatea și lumina. La umbra crucii tale, eu vreau să chem mereu, pe cei ce în viață nu-L au pe Dumnezeu. Dacă aș putea să zbor mai sus de astă vale, aș spune tuturor de jertfa crucii tale. În lumea asta, Doamne, e vrajbă, chin și jale, de aceea vreau să stau la umbra crucii tale. Da. Foarte frumos, Daniel, foarte frumos. Ai avut unele emoții, dar te-ai descurcat extraordinar de bine. Foarte bine. Frumoșilor, v-am înțeles că veți interpreta toți trei o melodie, da. După care Teodora... Da. Tu vei interpreta solo, da? Da. Bun. Haideți să interpretezi tu, Teodora, te rog frumos, melodia ta, după care cu toți, da? Da. Hai, te rog. Mări de la nunta ta, mări de, mări de, toate fetele jucau, mai dragă, mări de, numai una nu juca, mări de, mări de, și ți-ai să te poartă și plângea, mai dragă, mărine, mărine să te usuci, mări de, mări de, ca pâinea care o mănânci, mai dragă, mărine, și ca vinul care bei, mărine, mărine, că ai promis că o să mă iei, mai dragă, mărine, las-o, las-o, las-o așa, mărine, mărine, că și eu mă iei.
și ți-ai frânge inima, măi dragă Mărine. Foarte frumos, foarte frumos, Teodora. Acum vă rog frumos să interpretați melodia împreună. Cum se numește melodia pe care o veți interpreta? Melodia se numește Țara mea e cor de rai. Vă rog. După, de la Dunăre naval, stă de pază de cebal, sus pe creasta muntelui, pintea și haiducii lui, ține-n mână un pumnal. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Toregat, Basarabia iunită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Stă de pază Codrideș, Ștefa cu al lui Răzeș, ea cu craiul munților e stăpânul munților, pentru noi e cât trăiești. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Toregat, Basarabia iunită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Vor topi ca un picior și căciula dacilor limba pe care o vorbim, de la Daci o moștenim, limba noastră-i scump odor. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Toregat, Basarabia iunită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai. Foarte frumos, foarte frumos, dragii mei, extraordinar de bine ați interpretat. Să vă iubiți țara în orice situație, unde ați fi în lumea asta, să nu uitați că sunteți români. Indiferent ce timpuri trăim, indiferent ce situație trăim, să nu uităm niciodată că suntem români. Vă mulțumim mult de tot, dragii mei. La revedere! Doamna profesor, am văzut că vă ocupați foarte mult de copii. Cresc foarte amorinios aproape de dumneavoastră. Prin ei vreau să-mi arăt rodul muncii mele. Să ne spuneți mai multe, vă rog frumos, despre această minunată ocupație. Am înțeles, o să vă spun tot printr-un drag elev. Te rog să vii, Mario, aici. Cum se desfășoară ora de religie? Da. Deci, începem cu o rugăciune. Te rog să o spui. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne cunoscește pe noi de toate necurățenia și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui, al Domnului și al Sfântului Duh. Amin. Foarte bravo. Frumos! Câte personalitate! Așa câte... este, da. Am făcut noi recent Sfânta Taina Împărtășanii. Te-aș ruga să-mi spui câte ceva despre... Consider că suntem în clasă, da? Da. Câte ceva, scate mâna din buzunar. Așa, câte ceva de Sfânta Taina Împărtășanii. Sfânta Taina Împărtășanie este una dintre cele mai importante șapte sfinte taini, pentru că ea a fost întemeiată chiar de bunul nostru Domn Iisus Hristos la cina cea de taină, când luând pâinea, a binecuvântat, a frânt și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat paharul de vin și a mulțumit și a zis: luați și beți, acesta este sângele meu, a legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Apoi a poruncit ucenicilor săi să săvârcească această taină când el nu va mai fi printre ei. Să săvârciți această taină când eu nu voi mai fi printre voi. Pentru a săvârși Sfânta Taina Împărtășaniei, trebuie să ne ducem la preot sau la duhovnic ca să o săvârșim pe cea a spovedanii, pentru a ne curăța sufletul de păcate. Bravo! Preotul și duhovnicul este tot una, da? Da. Duhovnicul este unde mergem regulat ca să mărturisim păcatele noastre. De ce le mărturisim păcatele noastre? Pentru a fi oameni mai buni și... Absolut, da? Să ne curățim sufletul. Da. Eu v-am explicat că noi
suntem formați din suflet și trup, da? Trupul e trecător, dar sufletul e veșnic, da? Da. Deci acesta este rodul muncii mele. Da. Și mai multe las să aprecieze telespectatorii noastre și cine are urechi de auzit să audă și ori de văzut să vadă. Foarte frumos. Marius, mulțumim. Mulțumesc, Marius. Da. Părinte, aș dori acum, cu acordul dumneavoastră, să discutăm despre iubirea de arginți. Pentru că atât de mare este forța acestui păcat, încât poate să rupă și cea mai puternică legătură pământească dintre mamă și fiu sau tată și fiu. Apostolul Pavel avertizează că cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe om în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, spunea în continuare Apostolul Pavel. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Părinte, de ce sunt banii suma tuturor, rădăcina tuturor relelor? Da, iubirea aceasta de arginți este numită izvorul tuturor relelor, pentru că așa este realitatea. De multe ori, cei care ajung să aibă foarte mulți bani sau care sunt stăpâniți de acest mare păcat capital, cad în păcat, săvârșesc păcate foarte mari. Contează foarte mult și cum ai făcut acei bani, prin ce mijloace, că sunt de ortodoxe sau de curate. Și nu trebuie să uităm că Dumnezeu, atunci când i-a aruncat pe primii oameni din rai, i-a spus lui Adam, în sudoarea frunții tale să-ți câștigi hrana ta. Deci prin muncă cinstită. Și Mântuitorul este calea, adevărul și viața. Trebuie să iubim adevărul dacă dorim să iubim viața. Și automat, săvârșind binele și iubind adevărul, de obicei nu putem să agonisim atât de mulți bani. Sunt și oameni care au mulți bani, dar de cele mai multe ori sunt stăpâniți de această patimă a iubirii de arginți. De ce? Pentru că ajunge acest păcat să îi stăpânească. Ei nu mai au liniște, nu mai au mulțumire, totdeauna doresc cât mai mult, doresc cât mai multe mașini, cât mai multe case luxoase. Uită că sunt călători prin această viață, că vine o zi când dăm socoteală pentru toate. Și de multe ori vedem familii modeste, dar nu mai mulțumite. Sigur că da. Și împlinite. Cu da. Satisfacție, cu mulțumiri, cu copii reușiți și care fac cinste și societății și neamului, poporului nostru creștin-ortodox. Părinte, am urmărit de-a lungul timpului multe persoane, nu pot să le spun personalități, care nu le dau nici nume, bineînțeles, care au agonisit pe diferite căi foarte mulți bani, mulți, de ordinul sutelor de milioane de euro, și atunci când au trecut la cele veșnice, au lăsat râcă între familie, între copii. Supărări. Pentru că în momentul în care încerci să agonisești bani, uiți de familie, uiți de copii și... De ce apropiați? Sigur că îți pierzi da. Ce ai mai sfânt. Și până la urmă vine întrebarea, pentru ce atâta agoniseală? Pentru ce? Așa e, deșertăciunile acestei lumi. Da. Pentru că nu mai conștientizează. Se dezumanizează, își pierd sufletele, dacă vreți. Și trist este că având atât de mulți bani, uite să facă și milostenie, să ajute pe cel necăjit, pe semenul lor. Sunt ajutați tot de cei care au mai puțin bani, dar care au inimi bune și bogate. Care nu uită că să fie oameni, nu uită că sunt creștini și că se pot afla în locul celor necăjiți sau care sunt în momente grele ale vieților. Părinte, regula de aur este sfatul pe care l-a dat Iisus când a spus:
Citez. Prin urmare, tot ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Cum putem, părinte, aplica această regulă de aur? Dacă vă amintiți, același lucru spune Sfântul Evanghelist Matei, Mântuitorul, să iubești pe Domnul Dumnezeu tot în tot sufletul tău, ia pe aproape ca pe tine însuți. Deci așa cum ne dorim binele nouă, trebuie să dorim binele celui de lângă noi. Să-L iubim din tot sufletul, adică curat. Și această iubire este curată când, într-adevăr, nu urmărești nimic, nu urmărești interes, înlături egoismul din suflet. Atunci întâlnim și iubirea autentică, iubirea dumnezeiască. Pentru că să iubești înseamnă să dăruiești, nu să aștepți să primești. Și chiar la noi în liceu, la liceul teoretic Tudor Vianu, împreună cu doamna profesoară Pețanca Pompilia, în zilele acestea am discutat să avem mai multe activități referitor la Dragobete, care este o sărbătoare tradițională a iubirii, la 8 martie, care e ziua mamei, și în care am invitat elevii noștri să realizeze eseuri care să participe la concurs, să fie premiate și punctate la ore de religie și de română, în care să vorbească despre iubirea jertfelnică, care este lipsă de egoist, de egoism și prin care noi ne ajutăm semenii, care sunt destui și care au nevoie de ajutorul nostru. Părinte, și când dăruim, ne jertfim. Sigur. Și întâlnim iubirea aceasta jertfelnică, mai ales la mame. Și iată că o să apropie și ziua mamei și a femeilor în general. Când naște, ea este într-o cumpănă a vieții sale. Dăruiește viață și nu știe dacă apucă să vadă dimineața sau ceasul următor, clipa următoare. Iată ce înseamnă să fii părinte adevărat. Să-ți crești copilul, să renunți la tine, la bucurile vieții tale, pentru el. Să te dăruiești lui. Să te apleci asupra acelei ființe care este atât de mică și neajutorată și să-i dăruiești totul. Să te dăruiești întru totul. Și zi și noapte și tot ce are nevoie să-i pui la dispoziție și să nu renunți. Deci să dăruiești tot ce poți și tot ce are nevoie acel copil pentru a-l vedea un viitor semen al nostru. Sigur. Părinte, vă întreb, unde duce neaplicarea regulii de aur? Unde duce? Duce la păcat, la răutate, la egoism, înstrăinare, la egoism, la supărări, la mâhnire, la neîmpliniri, la tot ce este urât și rău. Un om care este singur este neîmplinit. Și un om egoist este singur. Și vă întreb, părinte, acum, și terminăm cu regula de aur, pentru că timpul este foarte scurt și mai avem de prezentat câțiva copilași. Ce ar fi pământul dacă s-ar respecta ad literam regula de aur? Regula lui Iisus. Ar fi o împărăție a lui Dumnezeu. Dacă am reușit ar fi raiul. Sigur. Probabil, sigur, acesta este scopul nostru, să ajungem la mântuire, la împărăția lui Dumnezeu, unde acolo toți suntem buni, asemenea lui Dumnezeu. Până la urmă, ăsta este scopul. Ne-a creat Dumnezeu după chipul său ca să ajungem la asemănare cu El. Dacă ne-am asemănat cu El, automat ne-am mântuit. Dacă am reușit să înlăturăm păcatul, să-L înlocuim cu o virtute. Și ce încercăm la mine să ținem cont de regula de aur a Mântuitorului? Încercăm, dar nu reușim. Exact păcatul dinainte, iubirea de arginți, ăsta e suma tuturor păcatelor noastre. Nu numai. Cel mai important, mândria, sunt multe. Sigur. Dar din punctul meu de vedere, este cel mai important. Ăsta e suma tuturor păcatelor noastre. Da. Din păcate, da, este un păcat greu. Da. Stimați telespectatori, după cum v-am spus, avem mai mulți elevi prezenți în cadrul emisiunii noastre. Te rog frumos, Cristian, să iei loc, da? Spune-ne numele tău complet. Mă numesc Cristian Mihai. Da, de la ce școală vii tu? De la școala gimnazială numărul 1, Putineiu. Deci avem copii de la Putineiu, copii de la Stănești, copii de la Daia. Sigur, da. Aveți o activitate foarte bogată, doamna profesor. Mulțumesc, sigur că da. Mulțumesc sigur. Bunului Dumnezeu că ne îngăduie aceste bijuterii de copii acest, să-i educați în spirit creștinesc. Absolut. Sigur da. Că da. Asta îmi doresc din sigur. Da. Ce melodie ne interpretezi, frumosule? Hai cu trăsioară. Hai, te rog.
Foarte frumos, Cristian, îți mulțumim. Bravo. Foarte frumos. Haide, vă rog, Mihai, treceți și voi. În primul rând, bine ați venit, dragii mei. Spuneți-ne cum vă numiți și de unde veniți, de la ce școală, din ce comună? Mă numesc Robert Cristian, elev în clasa 7. Da. Școala gimnazială numărul 1, Daia. Da. Tu, drăguțule? Mă numesc Ceanu Mihai. Da. Sunt de la, sunt de la școala gimnazială numărul 1, Daia, în clasa 7. Și am... Am cu doamna profesoară. Lupeanu Iuliana. Nu aveai emoții. Uite cât de frumos, cât de înalt ești, n-ai de ce să ai emoții, da? Bun, cine ați pregătit drăguților în această seară? Eu o să interpretez un colind ceresc, da? Un colind dotori. După care împreună da. O melodie, da? Hai, te rog! Fiind colindătorii, cum veneau odată leruile râm, să colinde seara asta minunată leruile râm, dar ligura arsă și lisochii în lacrimi, leruile râm. Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, leruile râm. Gazdelor creștine, să-i primiți în casă, leruile râm. Și cum se cuvine, să-i poftiți la masă, leruile râm. Ni trimite Sfântul să ne încerce mila, leruile râm. Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila, leruile râm. Șovâie lipasul, mâinile plăpânde, leruile râm. Remura-li glasul, nu știu să colinde, leruile râm. Dacă stau la poartă și nu zic nimica, leruile râm. Domnii mari de astăzi să vă apuce frica, leruile râm. Multă-i întrebarea ce răsună afară, leruile râm. A murit degeaba ce-ați făcut din țară, leruile râm. Tot în fric și în foame, tot cu mâini întinse, leruile râm. Pe la porți străine ce ne stau închise, leruile râm. Vin colindătorii cum venea odată, leruile râm. Să colinde în seara asta minunată, leruile râm. Dar ligura arsă și lisochii-n lacrimi, leruile râm. Prea degeaba sânge, prea degeaba patim, leruile râm. Foarte frumos, foarte frumos, emoționant. Te rog frumos și pe tine. Sau acum cântați amândoi melodia, da? Vă rog frumos, haideți. Binecuvântate-și, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Soborând îngere sau mira văzându-te pe tine, între cei morți socotiți fiind, și puterea morții surpând Mântuitorule, și împreună cu tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți lobozindu-i. Binecuvântate-și, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale, pentru ce miruri din milostivire, cu lacrimi amestecați ucenițelor. Îngerul ce ți-a strălucit la mormânt a zis mironosițelor, vedeți voi groapa și înțelegeți că-și Mântuitorul a înviat din mormânt. Foarte frumos, dragii mei. Bravo. Foarte frumos. Bravo. Se vede că merg la biserică. Sigur că da. Numai biserica lui Iisus ne va ajuta pe noi ca neam. Când vom realiza cât de importantă este credința în Dumnezeu, atunci ne vom reveni și noi ca nație. Din păcate, în societatea noastră, Dumnezeu a fost dat deoparte, fără să ne ascundem, să spunem lucrurile pe nume. Sper că într-un viitor apropiat, împreună cu biserica, cu sfinții părinți, să învățăm pe copiii noștri, chiar și pe noi maturii, cât de importantă este iubirea aproapelui despre care vorbeați dumneavoastră, părinte. Fără iubirea aproapelui nu putem face absolut nimic în lumea asta. Este totul, este prima poruncă, de fapt, a Mântuitorului. Altfel, totul este în van, totul este în vânt. Este legea cea nouă. Sigur, sigur de Mântuitor. Da. De aceea, eu am cerut o audiență la părintele Ambrozie,
Am invitat de mai multe ori pe dumneavoastră în emisiune, dar nu a putut să vină, are multe alte lucruri de rezolvat, dar n-a vrut ca să desconspiri ceea ce vreau să vorbesc cu dumnealui, o să spun în emisiune după ce mă va primi în audiență. Vă mulțumesc, dragii mei, puteți să mergeți în studio. Părinte, am primit un mesaj de la un bun prieten al meu, Gigi. Întreabă care este cel mai greu lucru pe acest pământ. Pe dumneavoastră vă întreabă. Dar o să-mi permit, înainte să răspund dumneavoastră, să răspund și eu. Din punctul meu de vedere, cel mai greu lucru pentru un om pe acest pământ să-și vândă sufletul. Să accepte să fie vioara a doua prin acest fapt, să facă rău celor din jurul lui, pentru că trebuie să-și mulțumească stăpânul, practic. Este un mare păcat, din punctul meu de vedere. Este probabil mai mare decât iubirea de arginți. Să accepți să fii vioara a doua, să nu fii tu împreună cu Mântuitorul, cu Dumnezeu. Vă rog frumos, exact, părinte. Exact, aceasta este dezumanizarea, unde duce patima iubirii de arginți. Să-ți pierzi sufletul, să slujești vrăjbașului. Deci, important este să slujim doar lui Dumnezeu. Să-L urmăm pe Hristos, să simțim prezența Lui în viața noastră și aceste lucruri le realizăm numai prin viață curată, prin post, prin rugăciune, prin frecventarea Sfintei Biserici, unde primim Sfânta Împărtășanie, ne spovedim și primim Harul Lui Dumnezeu prin Sfintele Taine și numai în felul acesta vom simți că suntem împliniți și că ne-am făcut datoria pe pământ. Da. Prea cu cerințe, părinte Cristian, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați fost prezent în cadrul emisiunii Educația Juvenilă. Vă aștept și altă dată cu foarte mare plăcere. Sper să răspundeți invitației mele. Vă mulțumesc mult de tot. De asemenea și dumneavoastră, doamna profesor, vă mulțumesc foarte mult. A fost prima emisiune în care ați participat. Sper să nu fie și ultima. Vă mulțumesc mult de tot. Ne îngăduiesc tot cu copiii mulți să venim în această emisiune. Ei sunt totul. Deci copiii... Deci asta doresc din tot sufletul, să promovăm copiii. Ei sunt viitorul. Din mediul rural. Uitați ce copii deștepți, ce copii... Da, absolut talentați. Că toți copiii au talente, au abilități. Important nu să le creăm condițiile pentru a le... Da, și să le oferim această posibilitate să-i promovăm și pe copiii din mediul rural. Consider că nu sunt egali cu cei din mediul urban și de aceea pe această cale vă rog să ne înlezniți această posibilitate de a veni cu cât mai mulți copii din mediul rural, că sunt copiii noștri, sigur, cei frumoși. Cu cea mai mare plăcere, sigur. Mulțumesc. Că da, doamnă, vă mulțumesc mult de tot. Timpul, din păcate, este nemilos cu noi. Stimați spectatori, încă o dată îmi cer scuze pentru faptul că a trebuit să stau cu ochelarii la ochi. V-am spus, am avut un accident ocular și a trebuit să stau cu ei. N-am putut să le refuz plăcerea copilor de a fi prezenți în această seară la emisiunea Educația Juvenilă. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit în casele dumneavoastră peste 50 de minute. Dragi copii, și vă invit în fiecare marți de la ora 21 să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Dragi copii, nu uitați, educația este viitorul vostru. La revedere!